centru Eric. Buzean. Posesie superioară pentru medieșeni, însă în continuare un singur șut pe spațiul porții în această partidă. Bawab, intervenția lui Apostu, nu foarte utilă, respinge Rațiu. Hidișan. Apostu, întoarce pentru Turcu. Nu poate să iasă foarte ușor Universitatea din jumătatea sa. Acum o minge de urmărire pentru Borza, prea lungă însă. Duminică avem trei derbiuri la Digi Sport din Anglia, Italia și chiar din România: Liverpool, Chelsea, Juventus, Milan și nu în ultimul rând Pandurii Dinamo, meci cu implicații serioase în ceea ce privește clasarea pe podium. Eric în poziție de șut, Bojnac din nou respinge, o fază asemănătoare cu cea din minutul 12. Găsește foarte ușor spațiu de șut Eric. Trea lovitură de colț a medieșenilor. Două șuturi din afara careului expediate de Eric. Tot el execută și această lovitură de colț. Bojnac boxează până la Petre. Să vedem dacă urmează șutul. Petre încearcă să găsească mai degrabă spațiu de centrare. Este blocat și din nou încearcă un contraatac. Universitatea, viteză mult mai bună a lui Dedu. Blocat până la urmă. A fost acțiunea lui Buleică la poarta cealaltă. Roman înscrie, este 1-0 pentru medieșeni, minutul 25. Neatent defensiva Universității, Roman reușește să deschidă scorul la o fază care nu anunța mai nimic. Bojnac a primit gol pe colțul lung. Cât de repede a ajuns Gazmetan, iată, o echipă ofensivă, dar care reușește și pe contraatac să aducă imediat mingea la finalizare, o pasă printre, foarte bună, Roman n-are nevoie de preluare și șutează, fără speranță pentru Bojnac, spațiu prea mare între Adrian Popa și Raul Ciupe. Mediașul înscrie oarecum meritat după ce a avut mult mai mult inițiativa în aceste prime 25 de minute. Popa levită pe marcatorul golului de mai devreme. Bogdan Apostu din prima îl caută pe Buleică. Și minge acordată medieșenilor. Al treilea gol marcat de Roman pentru în acest sezon îl egalează pe Eric. Markovic, minge respinsă de Rațiu până la Eric, încearcă să retrimită Eric și un carambol. Ambii jucători se resimt după acest duel. Un picior ridicat de Roman, iată de ce este lovitură liberă pentru Universitatea. Popa, din nou Roman foarte avansat la pressing.
Inge trimisă spre Borza, acum Breveld, Eric din prima, îl pune ceva dificultăți pe Breveld. Îl încălzește și pe Pleșca Marcovici. Eric obține Turcu această aruncare de la margine. Interesant este faptul că acest parcurs al Universității se vede și în tribune, ceva mai mulți spectatori decât de obicei. Trecerea lui Buzean și obține lovitura liberă, va fi avertizat și Turcu. Al doilea cartonaș galben al clujenilor. Ai o simulare aici a lui Radovici. Dar a fost o mână. A fost o mână a lui Turcu. Nu știu însă dacă trebuia neapărat cartonaș galben. Lovitura liberă este acordată corect. Eric și Petre lângă minge. Până la urmă, Eric pasează pentru Breveld, căutat Petre, care însă nu mai poate ajunge înainte ca mingea să părăsească suprafața de joc. Popa. Bucșă. Pentru Ciupe din prima, încercat către Dedu, margine pentru Medieșeni. Vom intra în curând în ultimul sfert de oră al acestei prime reprize. Spuneam, ar fi primul succes în cele 5 deplasări ale Medieșenilor la Cluj. Bine, ele sunt de fapt 4, pentru că Universitatea a jucat chiar pe terenul Medieșenilor, în timp ce se construia această arenă. Fază ceva mai bună acum pentru Universitatea. Execută Borza. O centrare, dar Pleș care ține fără probleme. Pierde însă repede posesia Gazulo și câștigă foarte repede Bawab pentru Lulacu. Lulacu la marginea careului, centrarea lui Lulacu, Petre în fața porții. Roman ajunge însă prea târziu. A urmărit acolo Petre. Eric foarte bine scoate pentru Buzean, în care Buzean centrare pe jos, minge respinsă, Ciupe. Pleacă foarte greu însă Universitatea pe contraatac. Acum Hidișan îl evită pe Breveld. Hidișan însă nu mai poate face același lucru și cu Frăsinescu. Eric, iată ce spuneam, Gazul reușește să recupereze foarte bine și foarte repede. Foarte greu pentru Universitatea să iasă în construcție. Singurele faze în care a părut că echipa lui Ionel Ganea poate să-și creeze ceva au fost cele în care Medieșeni au fost surprinși, puțin cam avansați. Ciupe. Faultat aici fundașul drept al Universității.
S-a schimbat echipa complet în vară, s-a schimbat echipa aproape complet și în această iarnă. Între timp, Viorel Dinu, cel mai bun marcator al Universității, a fost trecut cu vederea de Ionel Ganea. Între timp însă a apărut și Toni. Evoluție foarte, foarte bună în partida cu Dinamo și cu siguranță, dacă Universitatea nu va putea să egaleze, îl vom vedea și pe Toni în repriza secundă. Centrare destul de bună. Poziție de offside din nou. Golgheterul ligii întâi în 1999, atunci marca numai puțin de 28 de goluri pentru Rapid, 19 goluri și pentru echipa națională. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca Ionel Ganea la primul său mandat ca antrenor să reușească o astfel de evoluție la o echipă cu mari probleme, nu numai în teren. Breveld. Minge acordată gazului. Bawab se întoarce, Bawab încearcă șutul și corner. Bojneag a primit o minge mai grea decât părea. Iată-l pe Taher Bawab, autor a 8 goluri în acest sezon. Două goluri foarte frumoase, marcate la începutul lunii martie în poarta Viitorului. Centrare acum și un duel foarte tare între Roman și Apostu, în urma căruia se resimte jucătorul Universității. Zece minute până la pauză. Universitatea deocamdată nu reușește să reacționeze după golul primit. Acum o recuperare foarte bună a lui Hidișan. Foarte bine însă iese din defensivă Marcoviș. Nu s-a terminat atacul gazdelor. Buleică. Încă un dribling al lui Buleică, centrare cu stângul, mingea cade la 11 metri, urmează șutul lui Hidișan, gol! Execuție superbă a lui Florin Hidișan și se restabilește egalitatea în minutul 36. Primul șut pe spațiul porții și din nou aceeași eficacitate a Universității, un stil cu care deja Ionel Ganea s-a făcut remarcat, acele puseuri de joc ofensiv de care vorbeam. Este faza lui Buleică, minge respinsă și așezat apoi foarte bine pentru acest șut totuși pretențios al lui Hidișan. Execuție de fotbalist. Iată o dovadă în plus că Universitatea nu are o echipă de jucători expirați, sau cel puțin nu toți. Hidișan își regăsește talentele la această execuție. Popa pentru Ciupe, Buleică, Ciupe, cercat din nou combinația cu Buleică.
Spuneam de acele schimbări. Ei bine, în acest moment Raul Ciupe este unul dintre puținii supraviețuitori ai echipei din tur. Ce spuneam, s-au marcat cel puțin 3 goluri în ultimele 5 întâlniri. 2 goluri deja marcate după 36 de minute. Breveld. Și aruncare de la margine pentru Gazmetan. Minge care îl caută pe Roman, foarte bine însă se apără Rațiu. Breveld recuperează, ca de obicei. Șut foarte bun și probleme pentru Boșneag. Este 2-1 pentru Gazmetan. Șutul lui Taher Bawab a ajuns la 9 reușite în această ediție de campionat. Șut foarte puternic și gafa lui Boșneag părea un șut totuși parabil. Avem meci spectaculos la Cluj. Gazmetan pare o echipă relaxată, însă în sensul bun al cuvântului. O bombă trimisă de Taher Bawab. A părut fragilă Universitatea la execuțiile de la această distanță. Și iată, până la urmă, Bawab readuce pe Gazmetan în avantaj. Și și-au făcut din nou norma de 3 goluri, Universitatea și Gazmetan.